Neapuiul, așa cum îi place să-i se spună, se ocupă cu adaptarea plantelor din toată lumea la clima din țara noastră. Are această pasiune de mic copil, iar acum are timp suficient să se ocupe de ele îndeaproape. Bărbatul are cele mai rare plante din lume în propria sa gospodărie, de la care primește fructe și legume bogate în vitamine. Piruscache cu gust de rom, care vreau să-l omologhez acum, uite. Aici, deci crește afară, uitați în câte de mare, am început fructele să coacă, ia uitați. Ați mâncat vreodată? Da, cu gust de rom. Acum o tăiem și o mâncăm. De unde provine această plantă? Cu din zona mediteraneană, dar eu am adus-o din China. Ăsta de aici e un afin, cum să vă spun eu, canadian, care se, în general sunt foarte gustoase și se culeg după ce pică bruma. Bărbatul se laudă cu aproximativ 70% din plantele din toată lumea care s-au adaptat foarte bine la clima din țara noastră, în propria sa gospodărie, dar și în sera pe care a amenajat-o special pentru aceste plante. Sunt kiwi fără perișor pe ei, sunt cât prunele sau cât o alună din aia turcească mai mare, care nu prezintă perișor pe ele. Sunt mult mai gustoase, aproape de 10 ori față de kiwi. Avem normal. Avem fructe aici? Da, uite aici. Și în ce perioadă se fac? După ce pică bruma. Ia uite ce e, păi. Lova sau banana nordului, să filmăm și copacul, este un arbore deosebit de rezistent la noi în România. Nu are nici boli criptogene, nici fel de boală. Sunt foarte gustoase ca fructe. Are niște semințe foarte mari. Ține așa, domnișoară. Așa, da? Să temăm. Nu mergem patru, fiindcă are sâmburi. Trebuie tăiat așa. Ce gust are, domn primar? Banana, o banană foarte coaptă. Într-adevăr, este diversificată față de fructul, față de banana pe care o cunoaștem noi din comerț. Foarte bună, foarte bună. Este pentru prima dată când încerc un astfel de fruct. În gospodăria lui Neapuiu găsim și o plantă carnivoră, noutatea acestui sezon. Aceasta se hrănește cu insecte și este foarte otrăvitoare. Aristolachia grandiflora. Îi mai zice în românește, dar este impropriu spus numele poama ursului, fiindcă e altă, din altă familie, altă varietate și alt soi, deci nu este din aceea. Este o plantă, am încercat să o adaptez de România, văd că a rezistat asta iarnă, deci în ghivece. Am culcat-o jos și am protejat-o, am pus niște pun ceva, deci a rezistat, fără nicio problemă. De unde provine? Din zona Africii de Sud. Floarea are un miros specific de carne putrezită. În momentul în care, în general, bondare și anumite specii de muște sau furnicile intră în acest orificiu de la plantă. Să vii mai aproape ca să filme. Deci intră aici în orificiu și rămâne prinsă în interior în acest tub. Floarea rezistă doar o zi, maxim două, iar insectele înghițite hrănesc tulpina și rădăcina plantei. Neapuiu și-a amenajat și o seră pentru aceste plante, la care nu are nimeni acces. Spune că nu a făcut niciodată un calcul al investiției în vederea procurării plantelor, pentru că pasiunea are valoare inestimabilă.